Domnul Moraru, veniți aici. Mai așa că am plecat fără. Ne bucurăm să fiți alături de editura Institutului Cultural Român în anul de grație 2010, la încă un târg minunat, târg Gaudamus, care găzduiește atâtea evenimente extraordinare. Ne aflăm aici pentru a lansa albumul pictorului, artistului Teodor Moraru, lansare care, în mod paradoxal, înseamnă două lucruri antagonice. Înseamnă un capăt de drum pentru noi ca editori, după ce împreună cu artistul am trecut prin toate furcile caudine să ducem la bun sfârșit apariția acestui album. Deci pentru noi este un capăt de drum, iar pentru artist este un început. Pentru cartea, de fapt, pe care o lansăm, este un început, pentru că orice carte are destinul ei. Noi îi dăm drumul, deci avem grijă de ea ca de un copil, după care o lăsăm să zboare singură. Pentru a onora cum se cuvine evenimentul nostru, în afară de artistul nostru, domnul Teodor Moraru, i-am invitat pe domnul Pavel Șușară, care de nenumărat ori a fost alături de noi pentru a ne susține și care vă va spune câteva cuvinte despre Teodor Moraru, și pe colegul nostru, pe artistul, pe graficianul nostru de la ICR, Teodor Jebelanu, care de fapt ne-a sugerat că domnul Teodor Moraru ar merita un album pentru minunata creație pe care ne oferă. Fiindcă atmosfera este atât de stimulatoare, atât de ostilă în momente de tipul acesta, fiindcă perturbațiile de jur timp să sufoce bunele noastre intenții și chiar elanul de pe care în principiu ar trebui să le avem, am încercat să găsesc o cale de ieșire din impasul ăsta și discutând cu Teodor Jebelanu pe drum, n-am ajuns la nicio concluzie, așa că o să încerc să constat prezența lui Teodor Moraru și în felul acesta în spațiu public românesc contemporan, pornind de la Institutul Cultural Român și nu de la pictura lui Teodor Moraru. Institutul Cultural Român, care a devenit în ultima vreme, nu vreau să număr ani acum, un fel de vehicul extraordinar de important pentru arta românească și pentru expozițiile pe care le organizează în spațiul propriu, dar și pentru felul în care știe să conserve evenimentele proprii, dar și evenimentele picturii românești, ale artei românești în general, în publicații de acest tip. Albumul lui Teodor Moraru este unul dintr-o serie foarte consistentă de albume care au dat o altă configurație, au cartografiat altfel datele fenomenului artistic românesc de astăzi, în cazul nostru al picturii. În ceea ce-l privește pe Teodor Moraru, lucrurile sunt aparent simple la el, fiindcă este artistul, este pictorul cu cea mai coerentă, cu cea mai consecventă, cu cea mai profundă continuitate interioară poate din toată pictura românească de astăzi. Aproape că orice imagine, orice semn pe care lasă Teodor Moraru îi poate fi asociat fără niciun fel de dificultate, fără ca semnele să se repete sau să fie în vreun fel similare. Și asta pentru că Teodor Moraru într-un fel a reinventat pictura. Dacă pictorii își găsesc mereu prilejul exterioare de a se afirma pe sine, de a oferi comentarii prin imagine de un tip sau altul,
Teodor Moraru nu recurge la nicio exterioritate pentru a-și construi imaginea și pentru a propune cititorului propria lui viziune, propria lui atitudine, propria lui formule de înțelegere a lumii. Într-un cuvânt să-l putea spune că Teodor Moraru face pictură din nimic. Pentru el nu există motiv, nu există reper exterior. Pentru el totul este interioritate, este compus de intrinsecă. Și nu există imagine care să nu vină cumva din energia latentă, din interioritatea profundă a instrumentelor cu care el lucrează. Din datele suprafeței, din datele tonurilor, din culoare, din substanță. Teodor Moraru, pictând, reinventează lumea, se reafirmă pe el de fiecare dată și asta a făcut de la primele lucrări și până astăzi. Dacă luăm o perioadă pe care el n-a introdus-o în albumul pe care tocmai îl sărbătorim astăzi, și anume perioada de la Poiana Mărului și până în la ultimele lui lucrări, la cele mai recente lucrări, se va vedea acest tip de continuitate, această luptă cu neantul, această luptă cu bolul. Și încercarea lui profundă și pariul lui suprem este de a face din acest gol o prezență, de a face din vid ceva semnificativ. Dacă la un moment dat apară în suita imaginilor lui anumite elemente care par descriptive, apar titluri, apar cicluri, ele nu sunt decât, dacă ar fi să privim cu oarecare ironie acest demers, decât forme de inducere în eroare a privitorului. Pentru că, în esență, nici măcinul, nici drumul, nici nu mai știu care sunt ciclurile lui, că nu am sinopticul în față, nu înseamnă nimic din ceea ce spun de fapt ciclurile. Măcinul este o lume în combustie, o lume în explozie. Drumul este aceeași explozie dusă pe un alt palier. Singura diferențiere pe care și-o rezervă Sieși și care ne lasă cumva posibilitatea unei respirații între două momente ale creației lui, este faptul că de la o etapă la alta, de la un ciclu la altul, el respiră altfel. Dacă în perioada măcinului umplea tot, umplea spațiul cu un fel de voluptate imperativă, cu un fel de capacitate de ardere dusă până la capăt, în lucrările de parcurs și cele mai recente, mai intervin și spații libere, mai intervin și oarecare coagulări care ar trimite către o anumită realitate pe care memoria noastră pare să o identifice, dar în esență lucrurile sunt învățate pe măsură ce sunt percepute. Nimic din ceea ce ne oferă Teodor Moraru nu a fost spus și nu a existat înainte. Imaginea și lumea sunt simultane și totul se naște în clipa în care Teodor Moraru pune penelul pe suprafața, pe supor, indiferent dacă e vorba de hârtie, de plântă sau de carton. Acest tip de prezență este din ce în ce mai rar într-o lume în care incoerența, inconsecvența și salturile, sincopele sunt formele care definesc și cele care ne caracterizează prezența. Faptul că Teodor Moraru există într-un asemenea tip de continuitate și că are acea consecvență aproape paranoică cu el însuși, ne mai dă curaj să credem că lumea are coerență, că lumea are semnificație și că ea mai poate reprezenta ceva dincolo de fantasmele de o clipă și dincolo de arderele care nu lasă în urma lor nici măcar strumul. Mă bucur că suntem împreună și felicit pe Teodor Moraru în aceeași măsură în care felicit și ICR-ul pentru lucrurile.